Sportivul severinean Albert Mufturel a obținut medalia de aur la campionatul mondial de culturism și fitness organizat la Miami. Polițistul mehedințean, luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Mehedinți, a bifat o reușită remarcabilă în cariera lui sportivă. Participarea sportivului la această competiție a fost susținută și de administrația locală. Albert Mufturel este un sportiv severinean care s-a remarcat de-a lungul timpului la toate competițiile de culturism și bodybuilding la care a participat. Acesta a fost prezent la numeroase concursuri naționale și internaționale, de unde s-a întors acasă cu medalii. Ultimul concurs la care acesta a participat este Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, organizat la Miami, unde sportivul severinean a obținut medalia de aur. Mulțumesc foarte mult, sper! Mai am un concurs acum în noiembrie, sper și acolo să aduc niște rezultate deosebite, adică să recâștig titlul de campion mondial absolut. Și pe viitor o să mai fie concursuri, o să particip la ele. Mai avem băieți care participă din Severin, unul dintre ei este notarul Prișor, care a luat anul acesta la național, a luat locul 1 pe categoria lui, va merge cu mine la mondiale și sperăm ca de la anul să avem mai mulți sportivi care urcă pe scenă, începând de la concursurile internaționale și naționale, și să ducem la nivel ramurile acestea îndrăbătate turnul Severin. Albert Mufturel a reprezentat cu succes Severinul la Campionatul Internațional de Culturism și Fitness, Pan Am, unde a obținut atât medalia de aur la categoria Open Master Bodybuilding, cât și medalia de argint la categoria Senior Classic Physique. Participarea sportivului la acest gen de competiții a fost sprijinită constant de reprezentanții primăriei severinene. Este un sportiv pe care noi, primăria de anul acesta, l-am sprijinit, îl ajutăm. Îl ajutam și în anii trecuți, dar nu a fost legitimat în municipiul nostru. De anul acesta, de când este legitimat, are sprijinul nostru. V-am spus și altă dată, sprijinim pe toți cei care vor să facă performanță, de la copii și juniori până la seniori, oameni care muncesc, care trudesc în sălile de antrenament, pe stadioane, acolo unde își desfășoară activitatea. E o cinste pentru noi ca și municipiu. Albert Mufturel a lucrat timp de 16 ani la ISU Mehedinți, iar din 2021 este luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Inspectoratului Județean de Poliție.